Nu știu dacă la fel de categorică. Știam că ne așteaptă un meci foarte greu, chiar dacă jucam cu echipa de Liga 3. Ați văzut și dumneavoastră, au început foarte bine, am scris și un gol. Am avut puține emoții, dar ne bucurăm că la final am câștigat și ne-am calificat mai departe. Cum ți-a părut atmosfera, publicul, organizarea? Da, foarte frumos. A fost o atmosferă frumoasă. Ne bucurăm, cum am mai spus, că am câștigat și trebuie să ne întoarcem acasă să ne refacem, pentru că avem un meci foarte greu vineri. În momentul tragerii la sorți, ați fost mulțumiți cu ceva ieșit în cale? Am fost mulțumiți. Oriunde am fi jucat, trebuia să câștigăm. Și ne bucurăm că am reușit să ne calificăm mai departe. Cum ți-a părut adversarii? Ai remarcat? Nu știu, nu știu măsură să comentez sau să... Te-a încurcat cineva? Pentru optim, sper la un adversar la fel mai facil din legele interioare sau poate să vină și Deocamdată nu ne gândim. Ne gândim la următorul meci de vineri și vom vedea după aceea cu cine vom pica în următoarea rundă. Va fi un meci foarte greu, ne întoarcem acum acasă, o să facem o refacere foarte bună și sperăm să intrăm vineri în teren și să câștigăm cele 3 puncte.